Salutare tuturor și bine m-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Bine, astăzi suntem din nou pe această minunată hartă. Știu că vouă vă place și mie îmi place extrem de tare, așa că o să ne facem încă un episod pe ea. Sunt mașina astea basic aici, știți că am strit toată cu ele foarte tare și a ajuns episodul în trending și nebunele, așa că înainte să începe acest episod aș aprecia foarte tare dacă ți-a apăsat pe butonul acela de like. Să vedem câte like-uri putem să ajungem la acest episod și să scrieți în comentarii. Nu știu, o să zic mai târziu ce ați putea să scrieți în comentarii. Bun. Practic, pentru astăzi avem această minunată vacă și mai multe animale. Și o să facem cu ele, bine, o să sărim cu ele de pe rampă să vedem ce putem face cu ele, da? Deci, momentan o să avem vaca asta, da? Deci, cât de retardat a ajuns jocul ăsta încât eu pot să sar cu vaca de pe rampă și de astea. Stați să opresc și eu asta. Bun. Deci uitați-vă cât de dubios arată în primul rând. Ok, hai să vedem. Da, deci pe lângă că arată ca dracu, vaca mai are și boost, știi? Da, ca să fie treaba, efectiv vaca are boost. Da. Ok, vaca văd că nu ia... Putem ateriza pe Maze Bank cu vaca? Hai să încercăm. Nu am trecut de Maze Bank. Înapoi. No, ok. Da, slab. Măcar pe hâul ăla. Nu, nici pe ăla, n-am înțeles. Și am aterizat cu vaca. Yeah, ce-mi place vaca. Bun, hai să, dacă tot facem o treabă, hai să facem o treabă ca lumea, să mai facem ceva, un challenge pentru acest episod. Pentru că episodul trecut a fost un mare fel, deci ne zburăm cu vaca de aici, așa, uite, o să punem aici. Ce? S-a buguit, what the fuck, ok. O să punem aici la Maze Bank, main menu, spawn entity, object favorites și... Nu, asta... Pipe. Nu. Era una. Tube. Vreau un tub drept, știi? Ăsta, frate. Așa, frate. Stai. De aici ies frumos. Pac. Și rotim pe ăsta așa. Uite așa. Uite așa, foarte frumos. Și practic o să trebuie... Stai puțin. Deci... Tubul ăsta trebuie să-l punem așa, știi, pac, frumos. Aici, da? Și pe lângă că trebuie să-l punem extrem de frumos... Nu, frate, băi. Punem așa și îl rotim un pic, știi? Așa. Uite așa. Bun, deci goalul nostru pe episodul acesta va fi să aterizăm de acolo aici. Hai să vedem dacă reușim să facem chestia asta. Oricum nu o să fie gen rolul principal la acest episod este să ne distrăm, știi, cu rahaturile astea. Dar dacă am și reușit ar fi și mai tare. Teleport to reference, bun. Hai să spunem altă mașină, alt animal de ăsta, da? Ok. Deci, ce am spawnat prima dată? Cow car, deer car. Mi-a dat cred jocul. Nice! Îmi place! Bun, practic mi-a dat o eroare și când să intru înapoi în GTA să deschid din nou GTA-ul. Era deschis GTA-ul și am intrat. Și am mers. Ok, deci avem un cerb, se pare că. O să sărim cu cerbul. Ok, a fost un moment destul de random. Dar totuși mă bucur că n-a trebuit să spawnez toate căcaturile astea din nou. Bun, hai să vedem ce facem cu acest cerb. Oh. Mi-a dat crash modul. Bă, nu ne mai merge modul, deci trebuie să restartăm jocul. Te apăs pe bus și doar îmi pune claxon și dacă apăs F8 nu merge, F9 nu merge. Oh, frate... Da. N-am reușit. Uite acum cădem cu cerbul, renul, cerb, ren, cerb, Nu știu ce e. Bun, brb să restartez jocul. Unde? Bun, deci am restartat jocul și suntem pe acest ren minunat. Și ren, nu ren, cerb. Ce animal e ăsta? Spuneți-mi vă rog în comentarii că habar n-am ce animal e ăsta. Bun, acum o să puteți să luăm viteză. Na, nu mai crezi că cațul ăla pe Maze Bank pentru că n-are rost, știi? Că să încerc să stau eu să încerc să intru în căcatul ăla, chiar mi se pare că n-ar avea rost, știi? Bun, încercăm să zburăm. Mama, mi-ai stricat-o vibe-ul tot. Hai să aterizăm pe blocul ăsta de se fac construcții aici. Bă, deci de când s-a lansat jocul din 2013, știam că fac construcții pe mapa asta, mă, frate, mă. Nu mai termină și lol, ce e? A. De ce e mașina asta aici? Puțin ajutor? Eu apăs pe frână. Ah, gata, s-a oprit. Și dacă apăs pe iar pe W, merge singur, ești nebun. Bă, frate, are autopilot. Mamă, ce-mi place mașina cu autopilot. De nici nu pot să dau cu spatele, ești nebun? Doi, fratele meu. Mamă. Ok, bine, frate. Nu vrei să cooperăm? Bine. Șmechere. Yeah. Bun, hai să ne mai creăm o mașină, să vedem ce mașini mai avem pe aici. Shark. Ce căcat. Bă, e rechinul cu susul în jos. S-a străcat rechinul. Bă, așa trebuie să fie, am mai fă unul. Așa, frate. Bă, ce? Bă, frate. Nu vă schimbe de asta cu mine că ne supărăm. Ho. Bine, frate, hai. Hai să vedem ce face rechinul ăsta, frate. Deci am ajuns în jocul ăsta să sărim cu un fucking rechin de pe o rampă, frate. Hai să băgăm viteză la rechin, frumos. Bă, frate. Bă, și nici ăsta nu se oprește, mă. Nici ăsta nu se oprește când apăs pe W. Înțeles. Am o idee pentru rechinul ăsta. Dacă știi, m-aș întoarce unde trebuie. Hai, încă un pic. Cred că știți ce vreau să fac. Hai. Ok, prea mult, nu vrem să intrăm în apă. Nu, da. Nu vrem să intrăm în apă. Da. Bun, suntem niște idioți. Hai să dăm aici la mașină, știi? Dăm, ce dăm? Stai. Nu glue to ground. Uite, drive on water asta, da, frate? Știi, și acum ne spawnăm un vehicle, un rechin de ăsta. Stai așa, stai puțin că vă arăt eu cum se face aici. Uite, spawnezi rechinul. Pac. Unde e rechinul? Trebuie să spawnăm din nou acest... Ba frate, nu merge rechin. Nu merge? Nu merge. Bă frate. Ăsta merge. Uite, mă, ăsta merge. Uite ce bine merge mașinuța asta. Vezi, ia, uite ce. Ba frate. Deci, uite ce frumos merge mașinuța asta. Ia uite, frate. Uite, luăm rampa. Wow! V-a plăcut. Uite, aici jucăm bowling sau ceva. Ioi, hai să luăm asta. Pum! Yeah! Ok, hai înapoi acolo sus. Acolo sus, frate, zici că mergem la... Oh, Dumnezeu! Mai avem un rechin de asta. Vehicle spawner. Funny vehicle. Așa. Bun. Ce mai spawnăm? Uite, avem Poo Mobile. Oh, da, ce-mi place să sar cu WC-ul. E bine, fraților, în episodul de astăzi vom zbura cu un fucking WC. E tare, nu? Știu, deci toată viața mea am vrut să fac chestia asta, să zbor cu un WC-ul. Și chiar am vrut. Uite, zbor cu un WC-ul. Și când aterizez, vă promit că nu se sparge. Asta e WC-ul pentru profesioniști, știi? Pentru aia care se cacă mult și sparg WC. Bă, frate, bă. Am apăsat un pic pe W și el a... De ce ai atât de stricat modul ăsta? Nu înțeleg. Uite. Ah, ok, m-am oprit, uite. Stai. Deci, stai. Deci, trebuie să apăs. Deci, nu pot să dau cu spatele, da? De asta e imposibil. Și dacă apăs pe W... Bă. Așa. Deci, stai. Deci, eu nu apăs pe nimic. N-am pus nimic pe W. Așa merge el. E stricat. Super. Ei bine, fraților, cam aici o să terminăm acest episod. Aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like și scrieți în comentarii care mașină v-a plăcut mai mult. Cea cu vaca, cea cu cerbul, cea cu rechinul sau cea cu căcatul. Și da, sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!